Acum, dar nu te las în pace. Face ravage prin casă. Le vezi, îi vezi, o vezi, îl vezi, cât îs, da? Ok. Tot zici, închizi, închizi, nu dai voie, vrei să înțelegi. Nici nu știi cum să-i zici pe nume, energie, om, spațiu, timp, da? Să ajuți, poate, că nu se înțelegi, că nu se acolo, ce să se înțelegi? N-are halămas, bun, ok. Bine că tu ești deșteaptă, ok. Spațiu. Și nu te dai voie, nimeni să nu blai de nebună și urlai prin casă. Ești afară, ești afară, ești afară. Nu intră, nimeni nu intră. Te duce afară, intră în casă, ești afară, ești afară. Acum. Lasă toată lumea. Toate ideurile. Toate proiecțiile, toate energiile, deștepte, proaste, inteligente, să vină. Toată lumea, da? Toate energiile, toate ideurile, toate lumile paralele, universul, tot, să intre, da? Să încap. Ca să încapă în tine, trebuie să fii micuț. E bagi în tine universul tot. Șoricel, da. Dacă ai ajuns la adevărul. Bun. Energia care face ravagii, face ce vrea și nu te întreabă și se poartă ca la ea acasă, da? Tu ești pământul, unde toate vietățile energetice, cu forme, fără forme, energia însăși, e ca la ea acasă. Ești mama măsii, mama lor. Da? De-aia salintă, de-aia, da? Și iubitul tău sau iubita, fetele, băieții, da? Salintă! Nici nu te ascultă, nici nu te bagă în seamă. Te iubește așa cum știi, da. Ok, acum. Tu mergi mai departe în dezvoltarea ta, în ce ești, în ce vei fi, da? Cum iubești, chiar dacă nu-ți place. Faci spațiu la toate neamurile tale energetice și formice, da? Am mai zis spațiu, spațiu. E micuț universul tău, da? E aici, în căpșor. E micuț, nu e mare. Pământul tău, universul. Faci spațiu. Imaginează-ți pământul, da? Și faci spațiu, 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 spațiu. Spațiu. Tu ai spațiu mult, mult, mult. Și s-a pierdut undeva, nici nu e. Ești așa de mare. Ești așa de mare, tu. Da? Femeie, univers sau bărbat, univers, zic cum vrei, că sunt împreună, că e, da? Și a devenit ceva, o infuzorie, o lumea ta energetică. A devenit ceva, nici nu observi, nici nu știi. Și gata. Ai făcut spațiu, a ieșit și și-a făcut așa se restartează. Și a făcut alt loc, nu știu, a intrat în altă formă, a devenit șoricel pe care l-ai prins, nu știu. Și se reciclează acum. Ia? Ți-a dispărut toată lumea, ai și văzut atunci, gen pandemie, da? Când s-a terminat tot, s-a închis, toată lumea în casă, nu se vedea om cu om. În duplex ești, da, să zicem, jumătate de casă e în umbră, gata, chiar de s-a dus. Ai văzut altele, se luminau la un moment dat, da? Nu contează ce ți-a arătat cineva, ți-a făcut, tu ai drumul tău. Tu ești ghidat, ghidată, să vezi ceva prin toate gimbușlucurile care le face nu știu cine. De-aia, fii pe focus, da? Omul nu știe de ce face, se prostește, se simte bine. Tu din asta înveți ceva. Nu e coach-ul tău, nici nu te știi, nu te-am văzut în viața lui, știi? Dar tu înveți din tot ce e bine sau nu pentru tine. S-a transformat, da? A dispărut energia mică, energia mare, da. Tensiune mică, tensiune mare, așa. Iată. Nici nu e în tine, nici nu e. S-a pierdut, s-a rătăcit, s-a... Da? În salivă și ai scuipat. Nu mai e, nu mai e. Așa de mică, așa e de la nivel de... Da? Energia. Și când nu avea energie, se restarta, nu-ți lua nimeni energie din tine, se restarta pământul din tine, da? Ești, înțelegi unde ești, ai făcut spațiu, a dispărut tot ce te deranja. Acum nu mai apare nimeni să te întrebe dacă are voie sau nu. Nu mai apare în viața ta, că nu e despre asta, nu e pământul tău, nu ai nicio treabă. Dar cine te crezi, drag? Da, acolo ești, cine te crezi, crede-te că ești cine ești. Și acum
Îți refaci drumul tău, pământul tău, cu tot ce-ți place, cu dividende, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Nu te mai deranjează nimeni. Nu poate. Cum ai deranja, am mai zis, o infuzorie, da? Un elefant, să zicem, care ai prins șpilul și ai mâncat o iarbă din aia care așa și s-au venit, ai între dinți, știi? Cum vine la crocodil și curăță o pasăre. Te-ai înțeles cu o pasăre, aia vine și îți curăță problemele. Nu mai intră nimeni, nu mai circulă nimeni prin pământul tău care se proiectează. Nu se mai bagă nici o energie. Asta era de fapt, se curăță, se drege și se schimbă și acolo e. Se dizolvă și 4D acum, Dragonic Gland, se dizolvă, da. De-aia trebuia să învețe, că dacă nu știa, au uitat, da, au uitat 3D-ul, n-are cum să își mențină pământul. Nu trebuia să facă alt pământ, al lui Dragonic. Nu are cum, pentru că nu are 4D la bază ce era. Știi? Trebuia să-l ajut să-și, da? Sper că l-ai ajutat. Sper că a înțeles. Dacă nu, nimerește pe mâna altui coach. Sau coach-ul nimerește pe mâna lui, dragonul. Deci se dizolvă, da? Asta se dizolvă, Dragonic Land se dizolvă și ești în 5D acum. E și una și alta, dar nu mai e nici una nici alta. E alt pământ 5D, e cu totul alt pământ. Nu mai e nimic din nici Dragonic Land, nici 3D ca om, nici. E ceva ce repede ai văzut, a dispărut, a văzut, da? Nu. Și ești și omul care ești, da? Și atunci e ca o respirație când merge, când are viteza timpului, când are, nu e în timpul care e, adică mașina merge cu o viteză, nu e, e înăuntru tău. Nu mai ai treabă cu să vezi chestii magice sau vezi, Doamne, a pământului 4D, a Dragonic Land, cum se trăia. Nu-ți mai e interesant, pentru că înțelegi cum stă treaba, știi? Nu e vizual, e dinăuntru. Și dinăuntru nu observă nimeni. Tot ce se observă și vezi cu ochiul așa și așa, e o lume. Da? Nu e lumea ta. Ai acceptat și lumea asta, ai făcut spațiu la tot ce se poate. Și mergi mai departe, de-aia ți se arată, de-aia le vezi. Da? Și înveți pe... Îi înveți pe cei care ți se arată și dispar, îi înveți ceva. Tu ai plecat, nu mai e treabă. Nu mai e treabă. Da, vezi mai departe prin ce treci și ce trebuie să faci. Ok.